Iată cum pașii ne-au purtat în zona de nord a Bucureștiului, practic pe șoseaua București-Ploiești sau foarte aproape de piața Gării Păneasa. Iar grație aparatului de filmat, privitorii noștri pot să vadă clădirea Gării Regale de la Băneasa, cum s-a numit ea. Proiectată în anii 1937, inaugurată în 1939, strict pentru uzul familiei regale, comandă specială a regelui Carol al II-lea, sora clădirii pe care în filmulețe trecute ați văzut-o la Sinaia. Același proiect al arhitectului Duiliu Marcu, o clădire care rămâne un simbol pentru arhitectura feroviară a Bucureștiului și mai ales pentru arhitectura Bucureștiului interbelic. O clădire care compusă practic din acest pavilion principal, în interiorul căruia exista un mic salon de primire pentru familia regală și pentru oficialitățile invitate de ea. Ca suprafață astăzi ar putea părea austeră, adică era o suprafață totală de 280 de metri pătrați cât o casă mai mare de astăzi. Clădirea datează, cum v-am zis, din 1937-38, inaugurată în 1939, chiar ni s-a păstrat și data inaugurării. A fost o ceremonie în 8 iunie 1939, tot în contextul serbărilor ce feria de acele aniversări de 70 de ani de la înființarea primei linii de cale ferată din Muntenia, calea ferată de la București-Filaret la Giurgiu. În contextul acelor manifestări s-a inaugurat și gara regală, practic, de la Băneasa. Ce-ar mai fi de spus despre ea este că la momentul inaugurării beneficia de cele mai moderne dotări pentru acea vreme, adică avea instalație de încălzire proprie, instalație de aer condiționat. În subsolul clădirii exista, cum v-am zis, o centrală proprie care practic furniza agentul termic pentru clădire, iluminat electric, traseele, cablurile erau foarte atent mascate pe cornișa clădirii. Aici vedem practic și pe esplanada ei partea dinspre calea ferată peronul. Vedeți în capăt și mica cabină pentru manipularea macazurilor, așa numită cabină de centralizare a gării. Practic ea era un tot unitar. În interior pereții din salonul de primire erau căptușiți cu lambriuri din lemn de trandafir. Cei din salonul rezervat strict suveranului, din salonul privat al suveranului, erau căptușiți cu lemn de nuc, cu furniri din lemn de nuc. Pe unul dintre pereții interiori ai gării se păstrează și astăzi o pictură ce purta titlul Regele și poporul său. Era o alegorie creată de comandorul Dimitrie Știubei și Olga Greceanu. Ușile, după cum vedeți, chiar Duiliu Marcu, în cartea pe care a publicat-o în 1939, detaliază chiar până și de unde a comandat oțelul, ce grosime aveau. De aia era numit și arhitectul detaliu. Adică despre clădirea asta, în mod paradoxal, deși era rezervată strict pentru uzul familiei regale, există foarte multe documente, există încă schițe originale, există foarte multe fotografii de epocă cu ea. E una dintre cele mai cunoscute dintre clădirile feroviare din București și practic despre ea se pot spune multe. Pornind încet de la ea, putem să ne uităm practic și către gara civilă, către clădirea de călători a stației București-Băneasa, care datează din 1886, când practic în 21 noiembrie 1886, când a fost inaugurată, odată cu deschiderea căii ferate de la București la Ciulnița, primul tronson din actuala magistrală feroviară București-Constanța. Ulterior, linia de la Ciulnița s-a extins până la Fetești. În 1890 s-a început construcția podului de la Cernavodă, s-a terminat în 1895 și s-a făcut practic legătura cu calea ferată de la Cernavodă la
de la Constanța la Cernavodă, cea care apăruse din 1860 și s-a creat practic actuala magistrală București-Constanța. Chiar ce-ar mai fi de menționat despre istoria stației de cale ferată București-Băneasa ar fi faptul că ăsta a fost locul în care regele Carol I și cu... Nu, regele Ferdinand și cu regina Maria au intrat în București după primul război mondial, în momentul în care s-au întors din refugiu de la Iași, chiar pe la acest peron a tras trenul regal și pe aici a intrat perechea regală în București. Despre clădirea gării civile, ea oarecum în forma în care o vedeți astăzi datează undeva după cel de-al doilea război mondial din anii 50. Clădirea inițială care a existat aici, cum v-am zis, care a fost inaugurată în 1886, a fost oarecum afectată de bombardamente din 1944. De ce? Pentru că peste linie exista unul dintre depozitele principale de carburanți din București, așa numitul depozit distribuția sau al societății OSIN, cum era cunoscut în epocă. El a reprezentat o țintă pentru aviația americană, a fost bombardat de câteva ori și atunci... La unul din acele bombardamente a fost afectată și clădirea gării, practic mai mult fațada dinspre linii. Ulterior, după cel de-al doilea război mondial, a fost reconstruită, vedeți, iar o arhitectură foarte similară cu cea de la Ploiești Sud, stilul ăla de proiect tip arhitectură oarecum de factură sovietică, gândită foarte mult funcțional, fără niciun fel de element, adică o clădire care ar putea la fel de bine să fie orice altceva decât gară. În mod paradoxal, astăzi este poate cea mai folosită din clădirile care compun stația de cale ferată Băneasa, ea fiind clădirea civilă, încă mai sunt birourile stației de cale ferată, încă mai sunt diverse spații, este mult mai des folosită decât cea oficială, pe care, dacă mi-aduc bine aminte, în ultimul deceniu cred că am văzut-o deschisă doar de 3 sau 4 ori, cu ocazia unor evenimente, cu ocazia unor expoziții feroviare sau cu ocazia primirii unor delegații oficiale. Ce-ar mai fi ultima dată când am văzut-o deschisă practic și folosită a fost la moartea regelui Mihai I, când de aici a plecat trenul funerar către Curtea de Argeș și aici practic s-a desfășurat pe peronul ăsta toată ceremonia. Asta ar fi foarte pe scurt și foarte comprimat istoria stației de cale ferată de la Băneasa. În mod paradoxal, una dintre clădirile care se păstrează cel mai bine și cel mai neafectată de trecerea timpului. Ce ar mai fi de menționat despre stația de cale ferată Băneasa este că exact la ieșirea din ea vedeți acel pod metalic. Paradoxal, este un pod nou. El a fost creat undeva în anii 1998-99 către 2000, în momentul în care s-a refăcut magistrala feroviară de la București la Constanța. Podul vechi data din 1938 fusese construit în aceeași perioadă cu gara Băneasa și practic era un tot unitar cu clădirea gării, însă în momentul în care s-a refăcut linia a fost demolat. De ce rămâne important în istoria contemporană a Bucureștiului? Pentru că în 24-25 august 1944, exact în acel loc, a fost una dintre bătăliile, așa numită bătălie de la podul Băneasa, în care trupele germane au încercat să forțeze intrarea în oraș și n-au reușit. A fost apărarea orașului, a fost o baterie de tunuri antitank, plasate unul dintre ele chiar pe locul pe care astăzi se află stația de benzină de pe marginea șoselei București-Ploiești. După cum vă spuneam, germanii au încercat să forțeze intrarea în oraș, dar n-au reușit. Ulterior au și renunțat la idee și cunoașteți cu toții istoria cum s-a desfășurat. Chiar, dacă mi-aduc bine aminte, 28 august, pe 31 august, au intrat trupele ruse în București, deja eliberat de armata română.